Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri, unde altundeva decât la postul nostru local TV Giurgiu. Iată, ca de fiecare dată, cel puțin la emisiunea noastră Conviețuiri, suntem obișnuiți, stimați telespectatori, să venim să vă aducem la cunoștință lucruri inedite pentru municipiul Giurgiu. Și tind să cred că este un lucru inedit și pot spune eu pentru prima dată în istoria municipiului Giurgiu, când iată că... Dar după cum știți și dumneavoastră, în urmă cu ceva timp a avut loc concursul internațional de robotică de la Viena, unde echipa noastră a postului local, bineînțeles condusă de către domnul director Petrică Slăvescu, a obținut locul 1 și 3 și în același timp tot televiziunea noastră și eu sunt emotiv în momentul ăsta, fiindcă sincer este pentru prima dată când fac un anunț inedit și până la urmă un lucru extraordinar pentru municipiul Giurgiu. Iată că până la urmă postul nostru local, cum am mai spus în atâtea ediții, aici avem o calitate a emisiunii extraordinar de bună. Sunt lucruri inedite care le puteți viziona în timp real, fiind până la urmă un lucru inedit, cum am mai spus și cu riscul de a mă repeta, faptul că postul nostru local TV Giurgiu a avut transmisiuni și au asigurat transmisia online și nu pot spune doar că au asigurat această transmisie și ne-au adus până la urmă un loc extraordinar de generos pentru noi, locul 1 și pentru locul 3. Până la urmă îi felicităm cu această ocazie și le dorim până la urmă tot binele din lume și multe, multe reușite și pe viitor. Încă o dată vă mulțumesc și cu toată stima și considerațiunea mea pentru domnul director Petrică Slăbescu, deoarece tot dumnealui este cel care pe mine mă sfătuiește în cadrul emisiunii cum să dezbat problemele, cum să le expun cât mai pe înțelesul dumneavoastră. Și încă o dată felicit pe domnul Petrică Slăvescu pentru faptul că în momentul acela a avut inspirația de a avea genericul cu lăutarii pe care dumneavoastră l-ați văzut un pic mai devreme și sunt cuvintele dumnealui, Marius: lăutăria pe voi, comunitatea de romi, vă reprezintă. Și ce ar putea fi mai frumos decât să ai o introducere în cadrul emisiunii cu ceva reprezentativ. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Și iată, stimați telespectatori, că v-am învățat până la urmă în emisiunea noastră Conviețuiri să vă aducem lucruri inedite, nu numai despre comunitatea de romi și până la urmă tot ce se întâmplă pe plan local și multe realizări și din partea oamenilor care până la urmă sunt reprezentativi pentru noi, fie că sunt romi majoritari, până la urmă suntem în același oraș și trebuie să ne bucurăm până la urmă de realizările noastre, fiindcă până la urmă sunt pentru orașul Giurgiu. Vă mai spun încă o dată bună ziua și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuiri. Eu, Marius Totila, am alături de mine, ca întotdeauna, oameni care reprezintă ceva pentru municipiul Giurgiu și, bineînțeles, voi începe prezentările cu nimeni altcineva decât cu bunul meu frate mai mare, cum deja v-am obișnuit, este vorba de Virai, fiindcă, până la urmă, știți că îl cheamă și Viorel Pan, este cel care face parte din comitetul directoral al Pachii Valeului, acel curent care până la urmă în momentul de față este cel mai în vogă, cel puțin și cel mai reprezentativ pentru tot ceea ce înseamnă comunitatea de romi pentru România, ținând cont că alături de această Uniune Pachii Valei sunt oameni reprezentativi și oameni care până la urmă înseamnă ceva pentru comunitatea de romi datorită respectului pe care l-au acumulat de-a lungul timpului. Încă o dată felicitări, Viorel. Și nu mai trebuie să menționez că mai e și președintele Asociației Democratice a Romilor 2012 și bineînțeles că faci parte și din Uniunea, din alianța noastră a romilor pe România, că nu avem ce să facem. Da. Asta facem și noi, ce putem. Încă o dată felicitări și bine ai venit alături de noi. Bună seara, bine m-am găsit, stimați respectatori, și aș mai completa puțin la ceea ce spunea Marius, că și de altfel e lucru care ne bucură cel mai mult și ne și dă putere să mergem mai departe. Nu există zi să nu vină în rândurile noastre oameni deosebite, o valoare, cu calități extraordinare. Nu că ne bat la poartă, din propriu spus, dar oamenii chiar își doresc și au văzut, de altfel au văzut că împreună vom putea și să realizăm lucruri mărețe de care comunitatea noastră să fie mândră și să trăim într-o, să spun eu, într-o comunitate mult mai bună și mai
mai de înțeles, să fim înțeleși și să ne înțeleagă și pe noi alții. Da, ai dreptate. Un lucru care până la urmă, chiar dacă este greu să-l realizăm, nu este imposibil pentru noi atâta timp cât avem voință și până la urmă avem crez. Mă scuz că până prezint, problema e că tot ce s-a făcut până acum nu s-a făcut absolut nimic în comunitățile tradiționale. Comunitățile tradiționale sunt la pământ. Absolut. Nu s-a intervenit sub nicio formă. Sunt doar fabulații, minciuni și tot ce s-a făcut, proiecte, mă rog, proiectele care le-au făcut ei, nu știu, Dumnezeu știe, de-aia se întâmplă ce se întâmplă la ora asta, în comunitățile de rog, nu s-a ajuns cu absolut nimic, nimic, nimic. Deci ce este o problemă foarte, foarte, foarte. Și bine. Noi, teoretic, ne punem întrebarea de ce nu mai există așa mare încredere, cel puțin în Partida Romilor, dar acesta va fi una din problemele care le vom discuta. Da. Și iată că alături de noi este membra Clubului de Inițiativă Locală pentru Incluziunea Romilor, constituit la nivelul municipiului Giurgiu. Nu putea fi vorba decât de Mariana Iordache și cea care în același timp are și calitatea de mediator sanitar conform ordinului mediatorii sanitar numărul 619. Bună ziua și bine ai venit alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cu cea mai mare plăcere și știm că oricum faci parte din echipa noastră, echipa celor care dorim și până la urmă realizăm lucruri inedite pentru comunitatea de rom. Și până la urmă nu putea să fie alături de noi și nelipsitul tânărul, inegalabilul, fermecătorul, prințul nostru, cel mai iubit dintre pământeni, cel mai, Nea Ion, bineînțeles, liderul comunității de rom, cel puțin din partea zonei Oituz, cum îi spunem în noi, la Pirc. Președinte la Alianța pentru Comunitatea Romilor pe România, filiala Giurgiu. Vezi câte bună lucruri ziua, se întâmplă la Giurgiu, Neguan. Bună ziua și bine venit altul de noi. Asta denotă, așa cum ai spus-o și tu, Mariusică, că uite, cei care vorbesc în plus nu se dovedesc a fi ei. Unii zice că s-ar fi. Vezi, Doamne, ne-a dat afară de la Partida Romilor. Pe cine? Nu mai contează. Cine? Niște... Pe cine? Pană Viorel, pe președinte de la municipiu și pe Stan Ion. Da. Dar adevărul adevărat este așa cum s-a mai spus, că noi nu am fost dați afară. Din contră. Viorel a fost chemat de zeci de ori la București să rămână pe poziție. Nu spui nimic, asta o știe și Marius, o știe și... Da, vorbesc foarte serios. Și dacă nu ne-am regăsit între foștii colegi de la Partida Romilor, am renunțat de bună voie și de nesilită nimeni. Nu așa cum s-a spus că am fost dat afară. Așa a zis? Da, așa dat înțeles, n-am dat nume, dar cine a fost dat afară de la municipiu, președinte de la municipiu? S-a mai fost cineva? Păi s-a făcut referire la Virai. Îmi pare rău, eu încercasem să discutăm. Și uite unde a ajuns Virai. Dacă... Nu n-am ajuns nicăieri, eu am rămas tot acolo, da. Eu rămân în același om. Faci parte din comitetul directoral, cei 13 pe țară. Asta e un lucru foarte mare. Nu știu dacă asta are importanță atât de mare, încât dacă nu ne implicăm la nivel local și acolo unde trebuie să fim, degeaba avem funcții, degeaba ne numim lideri, dacă în spatele nostru nu există absolut nimic. Și cum de altfel o mai și spuneam, dar ce mă doare, pentru că am spus și am convenit împreună să terminăm cu astfel de afirmații, în condițiile în care, spun și eu, nu vor să... Pentru că chiar colegul nostru spunea, băi, cum e și la majoritar, facem și noi mai multe partii. Bă, de acord cu tine, cu toate că nu este normal. Din punctul meu de vedere, eu vedeam lucrurile altfel, nu numai eu, și Mariu, și mai mulți de acolo, cu mai mulți colegi, și nu suntem singuri noi, și noi am fost împiși de la spate și de comunitate și de alți lideri politici. Dar au spus, bă, oameni buni, de ce nu sunteți sub aceeași umbrelă? Că mi se pare normal. Sunt foarte mulți colegi care ne spuneau lucrurile astea. Unii au înțeles, alții nu. În sfârșit, nu s-a concretizat. Nu e nicio capă de țară. Dar de a venit și a aruncat cu pietre și cu noroi. Și cum? Bă, frate, într-adevăr, dacă aveai dreptate, dă, bă, cu noroi. Dar cu toate că nu e normal, știi? Noi nu facem lucrul acesta. Dacă să spui că am fost dat afară. Sau Nea Ion. Într-adevăr, Nea Ion, unde am fost eu, am mers după mine. Deci omul ăsta nu se regăsește în altă parte. Știe ce pot eu? E prietenul meu, e... asta e.
Toate că pentru noi vorba mea e pentru amândoi, vorba lui e pentru mine tot la fel. Eu pentru amândoi. Adică noi ne sfătuim înainte, da. Absolut, dar n-am luat niciodată nicio hotărâre fără să mă sfătuiesc cu tine și cu totul. De-aia când am venit să recunoască și Marius de față, chiar o spun și numele. Exact asta, Marius, eu nu vreau decât echipă. E adevărat sau nu? Corect. Și lucru care până la urmă l-am înfăptuit împreună și nu, fără Marius, și poate. Atâta timp, când nu faci echipă, nu poți să faci nimic. Corect. Nu ai nimic, nu ești reprezentativ. Eu am spus-o și mă repet. Corect. Nu, oameni buni, să nu creadă cineva că... Și acum hai să spun eu. Pe colegul nostru de la Partida Romilor mi-a spus că el reprezintă 80% din Partida Romilor. Nimic de față cu el fiind și alți colegi. Deci cum poți să vorbești așa față de colegii tăi să-i umilești pe aia? Aia nu reprezintă 20%, ești singur 80%. Nu, frate. Toți punând mână lângă mână și strângându-ne cât mai aproape într-un cer, atunci vom face ceva. Da, așa să mă irigez eu sau Mariu sau Neion sau fetele astea, nu. Chiar și fetele mediatoarele noastre care au depus o muncă extraordinară. Nu poți face nimic. Dacă nu se leagă și toți să fim la un loc, să vorbim aceeași limbă și orice decizie, clar, nene, nu să ia de fie capul fiecăruia. Deciziile se ia împreună, se dezbat, votează și abia după aia spunem da, mă, asta e mai bună și asta e mai bună. Hai să o luăm pe aia mai bună, că nu suntem nebuni să, de dragul de a-mi spune, a-mi dori eu ceva nebunește, să iau decizia aia cu colegii mei spunându-i că nu e bună. Deci asta trebuie să fie nebun. Dar nu înțeleg pentru ce să tot și să continuăm cu astfel de chestie foarte importantă. Eu chiar nu mai vroiam să o secunde, da, eu chiar vroiam să, știi că și vorbisem, bă, chiar nu vreau să vorbesc, că n-am de ce, nu găsesc rostul. Ai, noi ne face treaba noastră, de ce să vorbim de alte persoane? Noi, după 6-7 luni, Virai a fost chemat la București pentru Pachivale și consultat. Da, nu mai asta. Deci nu mai eram de 6-7 luni acolo. Nu că vezi, Doamne... Da, și Marius nu știe lucrurile. Nu, ne, Ioane, mi-a dat afară. Nu este, am fost dat afară pentru că mi-am dus la București, da, și am trădat. La ședința aceea la care am fost, inclusiv eu am participat la Partida Romilor împreună cu Virai și cu încă câțiva oameni de-ai noștri din staful nostru. Nu, a fost și ăsta... cu probleme expertul pe problemele romilor, Luminița Fieraru, am fost mai mulți pentru a discuta și a pune la punct unele lucruri care privesc Giurgiu și, în primul rând, nu ne-am dus să ne impunem sau să încercăm să cerem ceva de acolo și doar de a spune ca să avem până la urmă respectul de, față de noi. Respectul față de comunitatea de romi, să nu mai venim cu injurii aduse până la urmă romilor, să vorbim urât până la urmă despre oamenii care până la urmă noi vrem să facem ceva. Până la urmă mie mi se pare un lucru josnic și faptul că încă o dată se dovedește faptul că o parte din comunitatea de romi, și spun o parte, stimați telespectatori, și eu chiar fac referire acum doar la 20%, sunt astfel de persoane care nu au scop să ajute comunitatea de romi, nu au interes până la urmă să fie alături de romi și au scop doar tot timpul să scoată praștia, să dea, dar până la urmă ai grijă unde lovești, că până la urmă legea... Nu, s-ar putea să aibă recurs. În mod sigur va avea, fiindcă nu vom lăsa toate lucrurile astea să decurcă așa de la sine. Mariana, fiindcă iată, nu te-am mai avut de mult alături de noi, până la urmă am simțit nevoia, atât eu cât și fratele meu Virai, ca să aducem unele lămuriri, nu pentru noi, fiindcă noi le cunoaștem, și în primul rând pentru bunii noștri telespectatori și pentru faptul că eu am rămas contrariat să constat că lucruri care vi s-a întâmplat voi, fiind și în timpul serviciului și până la urmă fiind în slujba comunității de romi, niciun curent de romi în afară de noi, după raza municipiului Giurgiu, n-au venit să vă apere și până la urmă, că tot se ocupă unele persoane cu investigații de-astea de Sherlock Holmes, n-au venit cu concluzia certă că voi erați în timpul serviciului sau efectuați o campanie politică, cum s-a vehiculat. Așa s-a interpretat. Am rugămintea la tine să ne explici, fiindcă se știe, încă o dată, stimați telespectatori, trebuie într-un fel sau altul să vă precizez și eu un mic amănunt că mediatoarele sanitare, în urmă cu 3 săptămâni, au suportat un incident care până la urmă, nu știu dacă ar trebui să-l numesc incident și până la urmă ar trebui să-l numesc direct și voi avea și eu cuvinte destul de dure, mârșăvie, la adresa acestor mediatoare care timp de 2 ani și ceva își desfășoară activitatea în comunitatea de romi și niciodată n-au fost urecheate. Ba din contră,
mediatoarele împreună cu grupul de inițiativă și mai nou acum cu Mișcarea Romilor Pachi Valei și Alianța pentru Unitatea Romilor din România, am reușit să cartografiem un număr de 8500 de persoane. 1500 de persoane, stimați telespectatori, unde alți oameni, alte ONG-uri, au solicitat și au primit atât de la primărie cât și de la Consiliul Județean sume fabuloase pentru această cartografiere. Iar noi, până la urmă, noi a trebuit cu mâinile noastre să scoatem castanele altora din foc. Nu am cerut și nu pretindem nimic decât să fie recunoscută această sumă, lucru care s-a și întâmplat în Consiliul Local, dar timp de 3 luni de zile cât noi am lucrat, pot spune, într-un ritm extraordinar de dur pentru a face această cartografiere, toată lumea efectiv ne împingea de la spate, haideți mai repede să o facem, haideți să o facem, dar fără a conștientiza până la urmă că în spatele acestor îndemnuri de bine, până la urmă ei doreau să-și acopere faptul că au beneficiat de niște surse financiare pentru această cartografiere. Și iată că mediatoarele noastre e lucru care îl fac de atâta timp în comunitatea de romi. La un moment dat au fost luate, pot spune eu, nu ca cel mai mare infractor, ca cel mai mare delicvent posibil urmărit internațional și Interpol și cum vreți voi că nici nu-mi găsesc cuvintele. De ce? Fiindcă iată ce înseamnă până la urmă politica și nu se respectă omul. Nu se respectă faptul că până la urmă noi, comunitatea de romi, am spus-o cel puțin anul acesta că dorim să ne unim, să nu mai fim dezbinați și lucrul cel mai interesant și cel mai bun pentru comunitatea de romi să arătăm că avem demnitate prin faptul de a avea consilieri din rândul comunității de romi în Consiliul Local și în instituțiile statului. Lucrul acesta l-am dorit, stimați telespectatori și oameni care până la urmă înțelegeți politica total greșit și încercați până la urmă ca noi, această comunitate de rom, să ne cumpărați și să ne luați la pungă. Însă, atât eu, dar și Virai și tot ceea ce înseamnă până la urmă acest curent al romilor pe municipiul Giurgiu, vom încerca să facem tot posibilul și chiar am reușit, stimați telespectatori, ca oamenii noștri de nie nouă să înțeleagă până la urmă că trebuie să avem consilierii locali, trebuie să ne unim și până la urmă trebuie să renunțăm la faptul de a mai fi cumpărat și de a avea respectul care până la urmă ar trebui să ne-l dea toți oamenii până la urmă. Chiar și romii noștri, mai cu seamă. Deci te rog, Mariana, să spui în urmă cu 3 săptămâni cărui fapt se datora până la urmă prezența voastră în zona Istu. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni ne aflam în zona Istru la îndemnul colegilor noastre care au acea zonă să anunțăm persoanele de etnie romă cu copii mici care nu își dau copiii la grădiniță să-i ducă la grădiniță fiind informate că s-au aprobat acel buget cu tichetele de 50 de lei. Acolo mai sunt foarte multe persoane fără buletine, fără cărți provizorii, neavând acte de proprietate, oamenii nu au cum să-și facă acele buletine. Din aceste motive, noi ne aflam la pachet, cum ne-a și luat la pachet, din zona Istru. Ce înseamnă că cineva a dat telefon, da, că noi ne aflăm în acea zonă să facem adeziuni, din câte am înțeles eu, sau politică. Adeziuni? Păi te întreb, adeziuni pentru ce? Păi asta n-am înțeles nici noi și noi am pus întrebări la momentul acela, dar nu ni s-a dat niciun răspuns. Nu. Hai să nu. Știți ceva? Mie îmi pare rău atâta, că eu știu de ce v-ați dus mai multe acolo, pentru că, într-adevăr, e o zonă mai grea și este ca să, foarte... să realizat... A început cercul de la scar. Da, să încercați să convingeți oameni că este un lucru de bine și că ei trebuie să-și dea copiii la grădiniță. Pentru că mai mult de atât primești și acea subvenție. Este abandonul, este în floare, da, în zona este. Nu, numai, nu, numai, mă, cu precădere acolo, dar de la abandonul școlar. Lucruri de genul, că, dar de genul pentru ce, că nu înțeleg. Nici eu n-am înțeles. Eu în momentul acela fiind în spital la recuperare. Mai mult de atât, în primul rând sunt niște femei și cu femeile nu se vorbește urât, nu, cu femeile nu se comportă. Nu știu de ce se face lucrurile. Noi ne-am speriat când am văzut 4 mașini de poliție. Nu, nimic, dragă. Dar știi, pe mine să corect, până la urmă. Până la urmă a venit lângă tine o instituție a statului, poliția locală, până la urmă este instituția statului și până la urmă îți impune o teamă, fiindcă în momentul acela nu că îți impune teamă doar prin prezența ei și te face să te gândești, Doamne, dar am încălcat litera legii? Ce-a și atunci făcut? Apare acea temere. Însă, pe mine, sincer,
Știi ce mă deranjează extraordinar de mult, Virai? Fiindcă în emisiunea bunui nostru prieten, prieten, fiindcă așa consider eu, președintele filiale Giurgiu, Partida Romilor, chiar dumnealui a venit cu propunerea să investigheze și domnul director Ciobanu să-i dea o adresă prin care să rezulte ce activitate aveau fetele acolo, fiindcă există chiar dumnealui, da, chiar dumnealui va face demersul ca să li se desfacă contractul de muncă. Îmi pare rău că trebuie să te contrazic. Păi și aici terminați ideea. De nu înțeleg, noi încercăm să avem oameni puși. Oameni pe oameni. Oameni. Și noi încercăm să-i dăm la o parte. Nu știu, e aberant pe cuvânt. Absolut. Aberant și aberant. Josnic. Iar lucru care... Ce, da. Doamne iartă, mă arăți tu că vrei binele comunității? Da. Exact asta e ideea. Nu știu cum vrei tu binele comunității. Însă eu, iată, o fac public și oficial, vin cu rugămintea la tine sau la ceilalți care pot să dovedească că aceste fete mediatoare sanitare în zona respectivă erau pentru a desfășura activități politice altele în afara statutului lor de mediator sanitar, iar atunci inclusiv eu și cu ceilalți oameni care până la urmă putem să luăm unele decizii, vom face demersul ca aceste fete să li se desfacă contractul de muncă. Însă până proba contrarie, am rugămintea ca toți care ofensați aceste fete și le-ați ofensat munca lor, munca romilor din municipiul Giurgiu, să le cere scuze publice, fiindcă ele au dorit în mod expres să facă chiar și o sesizare la parchetul de pe lângă municipiul Giurgiu, iar eu am venit cu rugămintea, știți de ce, la ele? Fiindcă și Virai și până la urmă tot ceea ce însemnăm acest staff al curentului de romi din municipiul Giurgiu, am spus că până la urmă pe noi nu ne caracterizează, mergem repede acolo. Încercăm prima dată. Exact, trebuie să încă mai avem judecățile astea ale noastre, încă tradițiile, da. Să, pentru că altfel nu ne absolut, vom regăsi, fiindcă ne caracterizează încă acele absolut, tradiții absolut, ale noastre absolut, de a face, cum le spunem noi, nu judecăți, dar de a vedea sfat, până la urmă cine stă. Da, trebuie să da, facem un să vedem înainte, cine este vinovat. Să înțelegem lucrurile, nu neapărat să aruncăm cu noroi. Nu știu, nu mi se pare corect. Bătrânii noștri... Nu erau, mă, fraților, așa. Pentru și nu că aveau... gândeau înainte, dar arunca cu noroi. Păi de ce gândeau ăia? Că acum ne erijăm că avem școli, că avem, Doamne iartă-mă, ce avem. Și tot n-avem. Avem, dar n-avem. Avem școli, dar n-avem minte. Avem, nu știu ce avem. Dar noi nu putem să punem lucrurile așa, să stăm de vorbă, să comunicăm, să... Bă, oameni buni, de ce trebuie să facem mai... Sau ce este bine pentru comunitatea de rom? Hai să luăm măsuri împreună și să încercăm. Dacă pot, băi, eu sunt de părerea aia. Bă, dacă nu pot să ajut, măcar să-mi văd de treaba mea, dar nu să strig mai rău. Scuze-mă că te întrerup câteva secunde. Nu să strig mai rău, secunde, fraților, că noi încercăm să fiindcă strigăm și ceea ce... Ne-au venit câteva mesaje pe care le voi da citire. Și cum am mai spus-o și regia poate să-mi și confirme oricând, niciodată nu am sărit un mesaj indiferent de conotația pe care a avut-o. Bună ziua! Scuze-mă. Nu contează. Bună ziua, domnul Marius, felicitări pentru emisiune și tot respectul, pentru că dumneavoastră chiar faceți ceva pentru rom. Felicitări cu tot respectul. Dar voi votați cu Vladu? Dați-mi voie, stimați telespectatori, sau cel care ne-a trimis acest mesaj. Este cunoscut și cum am mai spus-o în atâtea rânduri, că noi avem simpatiile noastre, cum chiar de față cu noi la emisiunea trecută a fost bunul nostru prieten Gâră Ioniță Costel, care îl salutăm cu această ocazie și tot respectul pentru el. Am avut alături de noi colegii noștri de la Marian Fieraru, fiindcă am un lapsus acum, pe ADR-ul, care ei au simpatiile lor. Ioniță Costel se știe care simpatia lor, simpatia lui, fiindcă este cunoscut până la urmă că domnul deputat Nicolae Florian Floricel, cum este cunoscut, l-a crescut de mic. Nu putem, și încă o dată vă spun, noi nu am venit niciodată și nu vom veni să spunem cuiva votați cu ăla sau cu ăla. Noi, nu facem campanie. Dar nu facem campanie electorală chiar pentru nimeni noi. Noi nu facem campanie decât pentru faptul că dorim să avem consilierii noștri din rândul romilor. Nu cred că este ceva greșit, nu cred că se înțelege total altceva și încă o dată revin la întrebarea colegului meu, fiecare să voteze exact cum îi spune inima
și ceea ce crede el pentru acel om. Însă rugămintea mea încă o dată la dumneavoastră este să nu țineți cont niciodată de acele pungi și să aveți demnitatea voastră și să vă dați cu sufletul, stimați telespectatori. Deci acesta este răspunsul pe care eu vi l-am dat și am răspuns în același timp și telespectatorului și tine să cred că până în momentul când se va vota vom mai avea astfel de întrebări la care noi le vom da răspunsuri. Bună seara, mă numesc Ghelmez Cornel și vreau să-l salut pe domnul Pană Viorel pe care îl urmăresc în fiecare emisiune. Vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi și faptul că ați enunțat numele fratelui Mâine Mare. Încă o dată dovedește lucru care dumneavoastră știți, comunitatea de romi, că fratele Virai este alături de dumneavoastră în funcție de posibilitățile nu și lui minoritar. Întotdeauna când poate. Este minoritar. Majoritar. Da, știu. Doi oameni cu suflet mare. Doi oameni de calitate pe care nu vorbele îi caracterizează. Fără declarații de... eu am impresia că sunt cu taci. Definez caracterul nobil, sunt mândră că sunt prietenă cu dumneavoastră, Virai și Marius. Încă o dată, stimați telespectatori, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că vă mulțumim din tot sufletul. Și încă o dată doresc în mod voit să vă anunț că nu dorim să facem campanie electorală. Nu vom face lucrul acesta mai niciodată. Cu seamă, nu e momentul. Mai cu seamă, dar exact cum spune și Virai, nu este momentul și nu încercați într-un fel sau altul să ne atrageți în jocuri de cuvinte, fiindcă, sincer, dacă am face lucrul acesta, romii noștri ar spune că am avea alte interese și nu. Campaniile electorale pe noi nu ne privește. Campaniile electorale pe noi nu ne caracterizează. Pe noi nu ne caracterizează decât faptul că vrem să fim alături de comunitatea de romi. Încă o dată vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi și că ne trimiteți aceste mesaje și vă promitem că vă vom răspunde absolut la toate mesajele pe care ni le dați. Felicitări pentru faptul că sunteți o echipă foarte bună, atât dumneavoastră, Virai și Mariu, și aveți un caracter nobil. Suntem bucuroși că vă avem între noi, între comunitatea de romi. Vă mulțumim din toată inima și până la urmă, iată, acesta este respectul pe care dumneavoastră ne-l dați, venind cu vorbele acestea care până la urmă pe noi ne fac să ne ducem munca. Și asta e bucuria noastră. Și exact, acestea sunt împlinirile noastre, stimați telespectatori. Noi niciodată nu vom veni să criticăm sau să aducem acuze asupra unui lider, fost lider din comunitatea noastră de rom, fiindcă nu ne caracterizează. Nu asta ce facem, dorim. Dezbinăm? Dezbinăm, exact. Ce noi facem, nu dorim. Dezbinăm? Noi dorim până la urmă să... toți romii să fim uniți. Indiferent că fiecare merge, că vrea să meargă, ei nu e nicio problemă. E treaba lor pe ce drumuri merg. Da, dar nu trebuie să dezbinăm, din contră, trebuie să încercăm să aducem toate la un numitor comun. Nu mi se pare corect să vii și să împroși cu noroi, așa o fi, nu o fi. Nici măcar n-ai suportul respectiv ca să arunci cu noroi. Asta mă deranjează cel mai mult. Deci ce oare trebuie să facem? Nu știu, bă, pe cuvântul meu de onoare, nu știu. Gică contra, bă, zici că e, bă, băiatul ăsta, bă. Gică contra, bă, frate, bă, n-am văzut așa ceva. Iată, dacă nici eu nu l-am învățat și nu l-am mai învățat. Virai, nimic. Până la urmă nu poți schimba caracterul unui om. Adevărat. Nu poți schimba, mai înțeles, cu ce este el înzestrat. Da, fie înțeles. Mai puțin bine și poate mai mult rău sau invers, depinde în ce procentaj are fiecare. Nu, mă, dacă însă... știi că un om a fost lângă și e mai mult decât un frate, cum poți să vii să pară vorbe de ce, de dragul, de că ești tu, nu ești dragul? Nu știu și totuși, uite, vezi tu, se întâmplă și lucrurile astea chiar și la noi romi. Încă o dată, eu vreau să-i mulțumesc pe această cale că el totuși, el vorbește pe unde vorbește, ce vorbește, dar în schimb când persoane de etnie romă merg la sediul Partidei Romilor, îi mulțumesc pentru încrederea și el știe ce pot eu și ce poate el și ce inima mea. Stai un pic că nu te înțeleg. De ce mulțumești pentru încrederea pentru care că ți-o conferă? Oamenii ție? Care se duc acolo, el îi trimite direct la mine. Duceți-vă. Cum adică? Vreți să arăt mesajul? Ca fiind ce? Știi când te-am luat al arterii? Până pe Griviții, pe Cloșca? Pe Cloșca, da? Da, te-am luat. Acel băiat a fost la el și el i-a spus du-te la el că el te va ajuta. Îi mulțumesc frumos că l-a trimis pe acel copil către mine. A, păi și eu îi mulțumesc cu această ocazie. Înseamnă asta... că este alături de noi. Este, facem asta o echipă până la urmă pentru așa comunitatea noastră. Că ni dea știu. Da, dar după aia de ce vii și vorbești și dai cu noroi? Nu știu.
Ce doresc eu, stimați telespectatori, să vă aduc până la urmă la cunoștință este faptul că... Pentru că el știe foarte bine că eu mă sensibilizez foarte repede. Bine, uite, iată și mesajul de la telespectatorul nostru. El cunoaște foarte bine. El, noi stăteam la birou și dacă venea cineva, eu imediat mă împace, dar nu pot. Pentru că, primul rând, eu stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt un copil care ești, copil, nu mai sunt. În copilărie am dus lipsa multora și știu ce înseamnă să nu ai. Și cât de important este să te ajute cineva atunci cu așa cu cât poate. Și eu de multe ori, pe cuvântul meu, domnule, spuneam, bă, și cu o vorbă, dacă pleacă omul ăla de la tine, dar să fie dreaptă și cinstită, să încerc să-l aduci cu picioarele pe pământ, nu să duci omul ăla în stai că-s fac, stai că-s drept, adică de fapt îl zăpăcești mai rău. Da, de fapt îl zăpăcești mai rău. Nu, bă, uite, omule, așa stau lucrurile, atât te pot eu ajuta sau nu te pot ajuta pentru că nu ține de mine, dar îl aduci pe o linie de plutire, să nu stea omul. Iată ce mesaj primesc de la finul meu, de la Răzvan. Bună seara, nașule și invitaților tăi. Nu se poate așa ceva, îți faci datorie și să vină poliția. Nu e bine. Corect, Răzvan, așa e, nu e bine. Lucrul acesta ne contrariază și pe noi și iată că nimeni nu ia nicio măsură, nimeni nu dorește până la urmă să incrimineze pe cineva care până la urmă a venit și a luat fetele astea nejustificate. Aici vreau... De ce măsuri se ia? S-a văzut, nu este nimic și e normal să ce măsuri. În cazul în care era, în condițiile în care era, ar fi fost ceva, păi stai cu minte tu că nu rămâneau lucruri așa. Absolut. Și atunci despre ce vorbim? Fără voi, nimeni nu ne cunoștea. Pe unde mergeam, ni se închideau ușile. Este adevărat și lucrul acesta, că fără noi, până la urmă... Și gândiți-vă foarte bine, dragii mei, pentru că dacă nu vom fi acolo unde trebuie... Nu, eu, persoane din rândul nostru, va fi și mai greu. Va fi, fiindcă până la urmă vira este scopul nostru, să și, avem grijă de comunitatea zis, de rol. Important e, ți-am zis, te rog să mă crezi, nu vreau să fac nici măcar vis-a-vis de denia noastră, că denia noastră se cunoaște foarte bine, că este structurată în mai multe părți. Am zis, în comunitatea tradițională trebuie lucrat extraordinar de mult, pentru că oamenii aceia chiar au tras un semnal de alarmă. Chiar e dezastruat. Nu s-a făcut absolut nimic. Absolut nimic. Și să vin după aia, să mă erigez funcții, miniștri, secretari de stat, mă ocupă consilieri mai miniștrilor, că au făcut pentru rău, că chiar uite, vezi că acum a făcut să vorbesc. Tot așa vorbea într-un mesaj de ăla, că el nu face nu știu ce, nu știu cum, și după aia cum zice el cu pincoriștii aia, să cer scuze, îl făcea pe Duminică și pe Ciprian Necula, îi pupa de sus până jos, de nimeni lăs. Și oamenii aia chiar n-au făcut nimic pentru comunitate, nimic, pe cuvântul meu de onoare. Adică nu se vede, efectiv nu se vede. Știi ce nu înțeleg eu? De ce până la urmă nu suntem o unitate? Asta, eu mor. De ce am încercat? Bă, hai mă să facem, mă, fraților, pentru că nu mai contează, mă, că vii din partea lor, din partea lor. Hai mă să încercăm să vorbim, pentru că vorbim aceeași limbă, simțim la fel toți. Oricum, că facem lucruri bune și că nu facem, până la urmă tot ne zic romi. Deci trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Am înțeles. Chiar dacă zici, ai văzut, dă-l încolo de țigan deștept sau dă-l încolo că e țigan. Să pronunțe cuvânt. Da. Asta e. Am înțeles acum. O secundă, Neoane, îmi cer mii de scuze că te întrerup pe dumneavoastră. Cum am mai spus, stimați telespectatori, eu unul voi da curs tuturor mesajelor care vin indiferent de conotația lor. Iată că primim unul. În afară de mine chiar nu aveți ce vorbi. Pe bune. Aveți ceva să îmi spuneți? Sunați-mă și ne întâlnim. Așa vreți voi unire? Denigrându-mă pe mine. Păi tu ce ai făcut la emisiunea de mine? Dacă tot a intervenit Mihăiță Grigore, hai să spun eu un lucru. Noi nu am venit în momentul acesta să te denigrăm pe tine. Lucrul acesta l-ai făcut tu în emisiunea de vineri, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 săptămâni, când noi am fost sunați și ni s-a dus la cunoștință faptul că tu denigrezi activitatea mediatoarelor. Mediatoarele care până la urmă au reușit să facă un număr de 1500 de persoane, lucru imposibil pentru oricine pe municipiul Giurgiu. Au cartografiat 1500 de persoane. Știi destul de bine
că nimeni nu a avut o contribuție la această cartografiere decât noi, și când spun noi, mă refer la mine, la Viorel, la Virai, și ce reprezentăm grupuri de inițiativă, reprezentam atunci, că acum suntem mulți, mai mulți, împreună cu aceste fete mediatoare. Nimeni nu a venit în sprijinul nostru. Noi am fost indiferent de situație și de timp, alături de comunitatea de romi, și nu am denigrat pe nimeni. Cu toate că noi am fost și încă suntem denigrați. Și nu înțeleg de ce. Până la urmă, dacă ai fi vrut, și tind să cred că ar fi fost o dovadă de respect pentru comunitatea noastră de romi, ar fi trebuit să iei apărarea fetelor și să spui în felul următor. Eu am să fac investigații împreună cu colegii mei ziariști, să vedem dacă acele mediatoare au fost în zonă cu scop politic, și atunci împreună cu liderii din comunitatea de romi vom lua măsurile care se impun. Și eu încă o dată fac referire la ce am amintit un pic mai devreme, dacă se va dovedi că una din fete a fost în acel istru cu scopul de a face politică, de a avea adeziuni sau de a nota măcar pe caietul lor măcar o serie de buletin, de CNP-ul sau identitate, atunci eu mi-asum public această vină și voi recunoaște public. Dar ele, ceea ce nu se știe, indiferent de zona unde se duc și s-au dus pentru a anunța că copiilor de oamenilor de etnie romă trebuie să-și ducă copii la grădiniță, fiindcă vor beneficia de acele tichete gratuite. Există încă un motiv în plus, cum spune și Virai, să luăm până la urmă în seamă ceea ce fac ele pentru comunitatea noastră de rom și să nu le arătăm cu degetul. Nu spui că de ce n-ai fost sunat? De ce nu ne-ai sunat în momentul acela când ai aflat? De ce n-ai încercat încă o dată să ne unim și să mergem să vedem cine a încercat și a reușit să denigreze activitatea noastră a romilor? Nici de cum a mediatoarelor, să știți. Nu, până la urmă nu s-a încercat înjosirea lor. Și nu s-a încercat decât înjosirea noastră a romilor, ca să se arate încă o dată că noi nu avem credibilitate și că nu avem acea schimbare de mentalitate care eu o spun tot timpul. Total greșit. Eu niciodată n-am înjosit pe nimeni și am auzit atâtea și atâtea de foștii și actualii lideri. În ghilimele, care se consideră, care sunt, Dumnezeu să le dea sănătate. Niciodată nu am venit să spun de ăla că face așa sau să mă duc în altă parte. Nu. Am ținut-o pentru mine și am zis dacă poate, Dumnezeu să-i dea sănătate. Nu înțeleg de ce nici voi nu faceți același lucru. Și până la urmă, sincer, o voi spune pentru prima dată și în premieră, pot spune eu. Eu am urmărit, pot spune eu, într-un fel sau altul, evoluția lui Virai, de când am început și eu să fac parte din grupul de inițiativă. Și adevărat vă spun, stimațele spectatori, și bunul Dumnezeu mi-este deasupra, mi-a părut rău că nu am avut resursele în momentul acela, fiindcă resursele mele erau limitate, adică nu eram prieten, acesta este bunul cuvânt, cu Virai, și doar ne cunoșteam, pot spune eu, după nume, ăla-i Totilă, ăla-i Virai, atunci și salut, cred și at. Însă în momentul când noi am început să colaborăm, și iată, el fiind într-o altă tabără, pot spune, iar eu eram într-o altă tabără, noi nu ne-am gândit decât la binele comunității de romi și comunicam prin faptul că trebuia să ajutăm acea comunitate de romi. Acei țigani ai noștri nevoiași care aveau nevoie de un serviciu, să beneficieze de acel minim asigurat de primăria municipiului Giurgiu și de ce nu, de a încerca să-i scoatem din acel noroi unde ei erau căzuți. Iar noi ne-am înțeles foarte bine și pentru mine, încă o dată o spun în premieră, n-am spus-o cred până acum, este o cinste și onoare deosebită. Nu că este Virai lângă mine, că îl consider fratele meu mai mare și să-i dea Dumnezeu sănătate atât lui cât și la familia lui și să-i trăiască nepoțelul. Pentru mine chiar este o cinste și nu numai pentru mulțumesc mine. Mulțumesc mult, Marusică. Oricând, cu cea mai plăcere, asta este punul la cuvinte, mai mult de atât, dacă Mihai te spunea că el spunea că nu urmărește emisiunea asta, mă mir cum dracu ai făcut de a urmărit-o azi. Mai devreme spuneai că eu fiind într-o tabără, tu într-alta. Noi n-am considerat, dacă consideram că suntem în tabere diferite, nu cum lucram împreună. Tot așa au spus alții, da, că rectific. Da. Nu noi. Niciodată noi niciodată. Spun. Și mai mult de atât, cred că ăsta a fost și sentimentul amândorura, pentru care am încercat să facem o echipă, pentru că am văzut că ne completăm unul pe celălalt. De câte ori, și știi și foarte bine și Mihăiță și toți colegii mei cu care eram acolo, eu dacă aveam o problemă, știind că nu poți să mi-o rezolvi, eu imediat te sunam, puneam un minut de față.
Și te sunam și de fapt știi și tu, te sunam, Mihai, uite, ăsta m-a risică, vezi că e lucrul ăla. Eu nu pot să-l fac, te rog frumos, dacă poți să-l faci tu. Într-adevăr, mereu mai așa. Asta a fost faptul pentru care suntem și acum împreună. Și dacă vine și spune că n-avem, ba, avem foarte multe, din contră, noi chiar avem foarte multe de spus, dar pe mine m-a deranjat atât timp că mi-a zis, Ion, că eu chiar nu ți-am urmărit emisiunea, sincer, te rog să mă crezi, pentru că știu că tu aberezi. Cum să vorbești de mine, că m-ai dat afară? Măcar nu-ți vede de treaba ta, nici măcar nu e adevărat. Dar ce găsisei tu motivul ăla să, nu știu, ți-a venit așa la iurea în cap să spui, cred că tu n-aveai subiecte și ai găsit să spui de mine că m-ai dat-o afară. Dacă tu consideri că lucrul ăsta îți face bine ție, iată ce spune și bunul nostru prieten Gâră, care încă o dată te salutăm, Costele, să fii sănătos și să-ți trăiască familia ta și băiețelul tău. Numai după invidia altora vă dați seama de adevărata voastră valoare. Vă îmbrățișez, Gâră, și noi te îmbrățișăm. Și iată că primim în continuare mesaje. Felicitări invitaților dumneavoastră și mult succes pe viitor. Felicitări pentru emisiune și vă doresc multe realizări în tot ceea ce vă propuneți. Bună ziua, vă doresc realizări în tot ce întreprindeți și nu numai bine. Să vă ajute Dumnezeu să ajungeți acolo unde trebuie, să ne ajutați și pe noi romii. Domnilor, felicitări pentru curajul pe care îl aveți de a lupta pentru romii de lângă dumneavoastră. Bună ziua, sunteți un exemplu pentru mulți dintre noi. Dumnezeu să vă ajute pe mai departe. Felicitări echipei care a câștigat locul 1 și locul 3 din cadrul postului local TV Giurgiu. Felicitări și dumneavoastră și numai bine. Felicitări invitaților dumneavoastră și vă mulțumim că ne-ați acordat șansa de a spune ce s-a întâmplat cu adevărat. Bună ziua, domnul Marius și domnul Virai. Vă doresc numai bine pentru că sunteți alături de noi romii. Felicitări pentru atitudinea pe care o abordați luând apărarea acelor mediatoare. Nu mai atrea, că tu mă faci să cred că avem cu astea de acasă. Ia uite, nici n-am să le șterg, am să le las aici ca să se vadă. Știi cine mai zis o dată chestia asta? Ionel Muscalu, pe care îl salutăm cu această ocazie. Este bunul nostru prieten și omul nostru de suflet. Când îi citea mesajele și la un moment dat îmi zice el, când se termine emisiunea, auzi, măi Totila, da mă Ionel, băi, toate au fost manevrate. Nu, vină cu așa, uită-te, este adresa redacției. Băi, nu se poate. Zic, bă, dar la noi se poate. Nu, pentru că eu, exact cum spuneam, dacă ți-aduci aminte și în primele emisiuni și după aceea, de-a lungul timpului, că de la o emisiune la alta, telespectatorii noștri sunt din ce în ce mai mari. Când spuneam acel lucru, nu spuneam așa de dragul de a-l spune, de dragul a, vezi, Doamne, am venit la televizor și să spunem lucruri care nu se întâmplă. Toată lumea știe că, sau cei ce mă cunosc mai bine, știu că mie nu-mi place să vorbesc ceea ce nu pot să fac. Și dacă am reușit vreodată să fac ceva, abia după aia am vorbit. Nu țin neapărat să-mi aduc vreodată merite singur, necuvenite. Niciodată n-am făcut lucrul ăsta și nici n-am să fac. Și că eu realizez și stau cu picioarele pe pământ și știu de unde am plecat și nu-mi uit originea, asta e un lucru extraordinar. Cu toate că ar trebui să fie un lucru minim pentru... Bă, frate, ca să te recunoști pe tine, bă, ăsta sunt, atâta mi-e... Atât mă pot duce eu. A, unde nu știu eu, mă duc și îmi pun eu cel mai... oricând, bă, luăm un specialist, îl punem pe ăla, că ăla se pricepe în zona respectivă. Nu mă duc eu să fac ceea ce nu știu, mă. Nu mă duc să fac ceea ce nu știu, dar când mă duc în comunitate, acolo știu să vorbesc cu omul. Uite, știi, sincer, nu trebuie să fac lucruri de care adevărat eu... Adevărat o spun, Virai, și... Și trebuie să dăm cezarului cear cezarului, fiecare... Aici ai dreptate, mai înțeles, însă, încă o dată, și o spun din toată inima și bunul Dumnezeu mie martor, să știi că faptul că nu dăm... drept la replică, să nu se înțeleagă că noi facem lucrul acesta și doar venim cu completări în legătură până la urmă de lucrurile care nu sunt mulțumesc, care nu sunt în favoarea comunității noastre de rom. Și culmea, nu le spun majoritarii, fiindcă știi și este cunoscut că noi avem foarte mulți prieteni majoritari din toate cercurile care ne spun... E o nebunie când da, vor vedea cât... Absolut. Fiindcă ei ne spun de multe ori, băi, voi între voi vă distrugeți. Da. Și este pur adevăr. Așa, asta e adevăr. Aș fi vrut, fiindcă avem atât de multe de spus, faptul că Alianța pentru Unitatea Romilor există la Giurgiu, pentru noi este o cinste extraordinar de mare. Că avem Uniunea Romilor Pachivale, iar este o cinste deosebită. Până la urmă, iată, noi, stimațele spectatori, noi încercăm în Giurgiu să aducem oameni reprezentativi din țară pentru comunitatea noastră de romi. Încercăm să facem în așa fel să fim cunoscuți chiar și pe plan internațional.
Și adevărat vă spun că chiar suntem. Da, chiar suntem. Și faptul că Virai se duce periodic la acele ședințe, fiindcă eu, din cauza problemelor pe care le am, lipsesc, fiindcă nu am cum să ajung acolo. Dar o să treacă și voi fi prezent și cu această ocazie chiar vreau și eu să-l salut pe domnul Alecu și pe domnul Motoi, cu tot respectul. M-au întrebat și le-ai văzut și tu, fiind de față cu tine la telefon. Și faptul că ei realizează și spun la Giurgiu, voi sunteți cei mai bine organizați. Pentru noi nu este decât o cinste. Dar nu înțeleg de ce oameni buni, noi țiganii de la Giurgiu, nu mă, mai grav știi ce? Nu, mai grav știi ce? Că realizează acest fapt alți oameni din altă parte și noi de aici, de acasă, nu vedem. Mă doare pe cuvântul meu, doamne. Da, asta adică, spuneam și pe mine. Adică, bă, ăla poate să vadă, poate să vadă că noi, într-adevăr, știm ceea ce trebuie să facem pentru comunitate. Ba, chiar facem acest lucru. Ne-am unit foarte bine, ne-am pus oamenii acolo, fiecare unde. Chiar dacă n-am adus noi prim-miniștri, n-am adus miniștri, n-am avut de unde, că n-avem deocamdată, dar o să găsim pe parcurs, o să fabricăm. Iată că un alt... Ăștia, dar am pus oamenii care știu, de pildă, ia fetele astea care merg în comunitate. Păi faptul că tu deja le redusezi acolo, vai că a făcut doar cadagrafierea, dar câte lucruri bune au făcut fetele astea? Păi s-a uitat. Și culmea, dar ai noștri. Cine a uitat? Bă, așa a zis și lideri. Nu fiind serios. Și oamenii cu care a fost acolo și l-a luat de mână și contact, care n-are cum să uite niciodată. Și de-aia sunt și atât de mult lângă noi. Fiindcă iată un alt mesaj ce-l primim și este... Na. Îți mulțumim pentru faptul că ești alături de noi și noi de adorăm Marius, toți cei care locuim la Istul și nu-ți face griji pentru două, trei persoane care știm că lucrează pentru altcineva. Oameni buni. Să vă dea Dumnezeu sănătate și atâta timp cât spuneți că lucrați pentru cineva, asta înseamnă că aveți niște beneficii, fiindcă lucrați, aveți o activitate. Eu nu doresc din cauza mea, din cauza lui Virai, să nu mai lucrați pentru cineva. Însă dacă considerați că așa este omenește, faceți-o din toată inima, încă o dată vă spun. Dar nu încercați să denigrați oamenii care... Nu se poate pădure fără uscături. Asta, fiindcă nu. În urmă cu 25 de ani, Istul nici nu avea acoperiș deasupra capului. Iar noi v-am adus inclusiv acoperiș. Inclusiv tot ce înseamnă lucruri bune și nu mai are rost ca să... Ei deja trăiesc într-o situație critică acolo. Nu trebuie să-i fericim pentru ceea ce au... Te pupăm dulce și nu uita că tu ești dragul nostru, cel care te ocupi de încă de zona Istul. Vă mulțumesc din toată inima. Ne, Ioan, iată că nici nu știm când a trecut 60 de minute de când dumneata ești în emisiunea noastră. Adică suntem spre finalul emisiunii. Te rugăm să adresezi un cuvânt spre final, bunilor noștri. Sau dacă mai ai ceva, dacă spune, dacă mai aveți ceva. Te rog, orice, nu spune. O secundă. Spune-ne, Ioan, te enervă. Nu știu. Iertați-mă dacă greșesc. Totuși, poate bunul Dumnezeu face să fim aici în orașul ăsta, în județul ăsta, o singură asociație. Cine nu-și dorește asta? Oricare ne dorim, îți dai seama. Oricând adică are, cel puțin. Are ușa deschisă, oricine. Neioane, asta nu înseamnă că acum, dacă se termină și dacă nu vom fi asta până eu vă mulțumesc pentru invitație. Să nu crezi tu că noi nu vom ține cont de lucrul ăsta. Și doresc la toți țiganii să deschidă foarte bine mintea și capul, că e ultima șansa noastră. Hai, nu mai spune așa, că nu e ultima. Adică spune că până la urmă nu, are dreptate. Este anul până la urmă decisiv pentru trebuie ceea să. Ce înseamnă comunitatea de nu trebuie să facem un caz... Mariana Iordache, poți să adresezi chiar și tu un cuvânt către bunii tăi prieteni? Că oameni salut cu... colegele, să rămână mamei mele și sper ca acest post să lumineze mintea tuturor oamenilor de bine. Încă o secundică, vă rog, fiindcă am promis că nu voi lăsa niciun mesaj. Domnul Marius, și le voi lăsa aici ca să fie citite sau le poate lua din regie. Domnul Marius, să ne spună și nouă ce a făcut Grigore pentru noi romii, pentru că nu ne ajuta cu nimic Grigore. Dar dumneavoastră și domnul Virai ați făcut foarte multe pentru toți romii. Vă mulțumim. Virai. Așa, nu vreau să vin înainte de un ultim cuvânt. Vreau să spun că chiar nu trebuie să facem un caz din asta. Nu fac. Pentru că eu, cum foarte bine știți, v-am spus mereu, mă, oameni buni, nu neapărat. Asta e, într-adevăr, tragem de lucrul ăsta. Mi se pare un moment optim pentru a încerca să ne punem acolo un consilier. Astea sunt lucruri. Dar faptul că această uniune, la nivel local și de ce nu național, noi vom tinde în continuare să o creăm și să cerem lucrul acesta.
Da. Fiecare să vină lângă noi. Chiar după alegeri, nu contează. Nu ne oprim, băi, gata, până aici, dacă acum încolo n-ați venit, nici nu are ce să căutați. Nu. Departe gândul de noi. Mai mult de atât, ce vrei să spun? Coetnicilor noștri le pot spune să stea liniștiți. Cu siguranță nu suntem aici pentru ei și niciodată nu-i vom dezamăge. Iar eu, stimați telespectatori, ce pot să spun cu astfel de echipă lângă mine? Ce pot să spun cu astfel de comunitate de romi care ne înțeleg până la urmă visele? Decât că ne faceți bucuroși, ne faceți până la urmă să avem putere să mergem mai departe, chiar dacă până la urmă răutățile persistă, că așa este normal în viața noastră, așa e viața pe pământ, cred că acolo sus nu o să mai fie așa. Și nu pot să închei decât cu vorba bunului meu tată, la și tu maridat, hai tel de tu meu del Budbach, hai Budbărșa. La revedere și tot binele din nume.